Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră și vom continua istoria restaurației din perioada Ezra și Neemia. De data aceasta ne oprim la ultimul moment și probabil cel mai frumos și cel mai important, momentul spiritual, renașterea spirituală. Acest lucru este prezentat în trei capitole din cartea lui Neemia, Capitolul 8, 9 și 10 au o foarte mare importanță pentru că oamenii aceștia și-au dat seama că doar reconstrucția zidurilor, reconstrucția templului, începerea serviciilor religioase de la templu nu reprezintă prea mult dacă nu are de-a face și cu o schimbare totală a mentalității omului a raportului său cu Dumnezeu și a legăturii profunde cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, întotdeauna Biblia așează viața spirituală pe două temelii sigure. O temelie este Cuvântul lui Dumnezeu, care reprezintă norma, care ne oferă principiile, care ne corectează viața, arătându-ne unde am deviat și cum trebuie să ne reîntoarcem. Și al doilea element de bază este viața în sine. Dacă vorbim de templu, însemnează ritualul religios, prezența la ora de rugăciune de dimineață și de seară, prezența la serviciile divine, aducerea jertfelor pentru perioada Vechiului Testament sau în timpul nostru, conformarea cu toate celelalte reguli ale închinării. Când aceste două lucruri sunt bine fixate, când avem temelia învățăturii sănătoase și practica corectă, atunci viața spirituală este puternică, este sănătoasă, Dumnezeu te binecuvintează și ai o mare bucurie în viața ta de credință. Lucrul acesta l-au realizat acești doi mari bărbați. De 100 de ani a început lucrarea de restaurație. Începând cu anul 537, când a fost dat decretul lui Cir, când evreii au avut posibilitatea să se întoarcă și toți cei care au vrut s-au putut întoarce, când au început construcția templului și cu șchiopătări, cu mici întreruperi, au reușit să-l termine în 516. Deci ceea ce e vizibil, ceea ce ținea de ritual, se realizase. Dar mai era o problemă. Era problema uh, orașului, problema țării în sine. Reconstrucția țării, după robie, după război, trebuia reconstruită. Aceasta a doua lucrare o va face Ezra și Nemia, începând cu 547-544. Acesta este un moment formidabil, pentru că ceea ce însemnează reconstrucție, fizică, s-a terminat în toamna anului 544. A fost o, o lucrare contra cronometru, pentru că erau presați de dușmanii din afară, care pe toate căile îi pândeau să le prindă un moment slab, să-i atace, să-i ucidă dacă se poate, să le distrugă lucrarea și totul să se năruiască. Dar, așa cum spun oamenii, mâna cea bună a Dumnezeului nostru a fost cu noi ne-au crotit și-au terminat. Acum vă invit să citim cuvântul foarte frumos al uh, Scripturii care ne descrie ceea ce s-a întâmplat în următoarea etapă. În capitolul 8, versetul 1 citim Când a venit luna a șaptea, iar fiii lui Israel erau în cetățile lor, tot poporul s-a adunat ca un singur om, în locul deschis, care era în dreptul porții apelor, și i-au spus cărturarului Ezra să aducă cartea legii lui Moise pe care o poruncise Domnul lui Israel. Îmi place să fac o reconstituire a evenimentelor. În anul 544, Neemia vine la Ierusalim ca dregător. Adică guvernatorul provinciei iudeii, cu toate actele în regulă, susținut de împărat, de o gardă regală și, evident, de ceva bani. În vara acestui an, în 54 de zile, mai puțin de două luni, Nemia a terminat zidurile Ierusalimului și le-a pus porcile. Este o lucrare formidabilă. Dacă ne gândim că nu aveau aparatele de astăzi, nu aveau tehnologia de astăzi, totul se reducea doar la mâinile oamenilor, la munca manuală, dar cu o implicare totală. Absolut toți oamenii s-au angajat, toți oamenii au lucrat, a reușit mai puțin de două luni să termine această lucrare. Undeva prin august au terminat-o. În luna septembrie, este anul nou iudaic, luna a șaptea a anului religios, și spune că în luna a șaptea s-au adunat cu toți la Ierusalim. Îmi imaginez că după munca aceea s-au dus și fie, fiecare acasă, s-au odihnit că erau epuizați, erau obosiți, și-au aranjat gospodăriile, și-au făcut lucrurile pe lângă casă, și în luna a șaptea, când vine anul nou. De regulă, poporul evreu, de atunci și până astăzi, încep sărbătorile de toamnă. Și sărbătorile de toamnă însemnează concediu, însemnează bucurie, însemnează uh, momente speciale de închinare și de rugăciune și atunci tot poporul, ca unul singur, s-au adunat la Ierusalim. Nu erau foarte mulți. Cu Ezra au venit câteva mii de persoane, de bărbați, probabil cu soții, cu copii, erau undeva peste 10.000, cu Zorobabel au venit vreo 50.000, dar în aproape 100 de ani numărul lor probabil s-a dublat și iată că o populație destul de mică, să zicem undeva în jur de 150.000 de evrei, s-au adunat ca unul singur la Ierusalim. Noi, când ne adunăm, ne gândim la mâncare, ne gândim la muzică, ne gândim la lucruri așa de divertisment, de distracție. Dar nu uitați. Oamenii aceștia au dorit altceva. Erau însetați după o altă apă. I-au spus cărturarului Ezra să aducă cartea. Legii lui Moise. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării atât a bărbaților cât și a femeilor și a tuturor celor care puteau auzi și înțelege. Frumos. Nu au făcut să știți. Voi puteți să mergeți să vă jucați, voi puteți să mergeți să faceți mâncare, noi ne ducem să. Citim ceva, să studiem ceva. Nu. Când e vorba de Biblie, când e vorba de predică, când e vorba de un curs de studiu, toți cei care pot să înțeleagă. Dacă un copil de 5 ani înțelege și face distinție între bine și rău, dacă îi spui un lucru și el îl pricepe, ia cu tine. Ajută-l și dezvoltă capacitatea lui de, de a gândi, de a analiza și de a lua o decizie frumoasă. Poporul de atunci au venit cu toți, bărbați, femei, copii, cât și oamenii în vârstă care au putut să meargă, toți. Acesta este adevăratul mod, eu și casa mea. Dragi prieteni, dacă doriți să aveți copii puternici, dacă doriți să aveți urmași demni care să vă poartă cu cinste numele, dacă doriți să aveți oameni de valoare, cu ținută morală bună, cu seriozitate, atunci luați-l lângă dumneavoastră când citiți Biblia, când se predică Biblia, ca toți să poată înțelege și să poată auzi. Să vedem ce s-a întâmplat mai departe. În cea din tâi zi a lunea șaptea, eu o numesc Roș Hașana, capul anului, adică anul nou civil, în cea din tâi zi, a citit în ea, adică în cartea legii lui Moise, în fața locului deschis care era înaintea porții apelor, de dimineață până la amiază. În prezența bărbaților, a femeilor și a celor care puteau să înțeleagă. Și urechile întregului popor erau atente la cartea legii. Ce frumos! Extraordinar. Zeci de mii de oameni, bătrâni, oameni maturi, copii, atenți, fără un zgomot la o lume foarte mare trebuie să ai foarte multă liniște ca să înțelegi, fără un zgomot, ca să poată să înțeleagă. Dacă cineva se mișca puțin, îl atenționa și stai cu minte că vreau să aud, vreau să înțeleg. Se aude greu de acolo până la noi, faceți liniște. Toți doreau să înțeleagă. Ce, ce interes deosebit! Normal! Oamenii ăștia veneau din robie. Oamenii aceștia nu au mai avut templu, nu au mai avut Biblie. Și acum au văzut în fața lor sulul, probabil copiat și multiplicat de Ezra și oamenii lui. Și din acel sul se citea și se explica. Și Ezra a deschis cartea înaintea ochilor întregului popor, pentru că el era mai sus decât tot poporul și când a deschis-o, tot poporul s-a ridicat. Și Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu cel mare și tot poporul a răspuns: Amin, amin. Ezra institui acum un nou serviciu religios care va constitui baza sinagogii și baza bisericii. Ce Ezra s-a urcat pe o Platformă mai înaltă, pe care evreii o numesc Bama, noi o numim Înălțime. Platforma aceasta în sinagogă nu este în capătul sălii, cum avem noi de regulă avonul, ci este în mijlocul sălii. De ce? Ca să poți vorbi la o mulțime foarte mare, trebuie să fii cât mai aproape de ei. atunci Ezra a montat această platformă în mijlocul. Locului deschis, iar el se învârtea încet, încet de jur, în prejur, ca să se poată adresa tuturor oamenilor și le citea de dimineață și până la amiază patru ore de citire din Cartea Legii. Pe înălțimea aceasta. Să poată fi văzut și să poată fi auzit bine. Iar în momentul în care a deschis cartea, tot poporul s-a ridicat în picioare. Respectul. Respectul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Respectul pentru studiul biblic și pentru actul rugăciunii și al închinării. Pentru că Ezra a înălțat o rugăciune binecuvântând pe Dumnezeu și binecuvântând poporul. Iată, avem câteva elemente de ritual deosebit de frumoase și de importante. Posibilitatea ca să citești și să auzi cât mai bine înălțimea. Respectul pentru Dumnezeu ridicatul în picioare. Binecuvântarea rostită de preot și răspunsul poporului Amin, Amin. Îmi imaginez din zeci de mii de oameni când a răsunat Amin cât de frumos a răsunat pe toate dearurile din jur. Cât de plăcut era acest cuvânt când îl auzeai de departe. Amin, amin. Mai departe, spune, citeau lămurit din cartea legii lui Dumnezeu, îi dădeau înțelesul și explicau cele citite. Metoda era adaptată condițiilor de atunci dacă Ezra ar fi avut o stație de amplificare puternică, cum noi avem astăzi, Ezra ar fi făcut acest lucru singur. Dar pentru că nu avea o asemenea stație, oamenii și-au găsit metodele lor. La o anumită distanță, până unde se putea auzi vocea unui om, erau așezați alți leviți. Aceștia preluau cuvintele lui Ezra și le repetau pentru că încă o distanță de 30 de metri să poate auzi. Foloseau aceste metode mai rudimentale, dar practice, pentru ca toți oamenii să audă. De aceea echipa lui era foarte mare, formată din peste 10 leviți, care preluau, repetau și amplificau cuvintele lui Ezra. Neemia, care era tirșata, adică guvernatorul local al iudeii, și Ezra, preotul și cărturalul, și leviții, explicau poporului. Când oamenii au auzit cuvântul legii, pe care nu l-au auzit de foarte mult timp, când și-au dat seama cât de înalt este pragul lui Dumnezeu, stindardul său de sfințenie, și cât de departe sunt ei față de cerințele lui Dumnezeu, oamenii au început să plângă, au început să se vaite, vai Doamne, suntem păcătoși. Și atunci intervin conducătorii și spun, ziua aceasta este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru. Nu jeliți, nu plângeți, pentru că tot poporul plângea când au auzit cuvintele legii. Și le-a zis, Mergeți. Mâncați ce este gras și beți ce este dulce și trimiteți porții la cei care n-au nimic pregătit, pentru că ziua aceasta este sfântă pentru Domnul nostru. Nu vă întristați, pentru că bucuria Domnului este tăria voastră. Amin. Aceasta este adevărata atitudine biblică să te bucuri în Domnul Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu, spunea Maria, mama lui Isus. Mă bucur în Domnul. Relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie marcată de o față posomorâtă, de oboseala postului, de chinuirea trupului, de ceva care să-ți să producă durere. Relația cu Domnul trebuie să te conducă la bucurie, la destindere, la fericire. Mai ales atunci când trăiești un moment minunat, un moment spiritual, înălțător din partea lui Dumnezeu. Aceasta a fost ultima etapă în planul restaurării. Întoarcerea, reconstrucția Templului, reconstrucția orașului, iar acum învățătura biblică și reforma spirituală profundă. Lucrarea nu a durat doar o zi, ci spune și zi de zi, din ziua întâi până în ziua de pe urmă, a citit în Cartea Legii lui Dumnezeu și au ținut sărbătoarea șapte zile și a opta zi a fost o adunare de sărbătoare după rânduială. Sărbătorile de toamnă sunt trei. Prima zi a anului este Rosh Hashanah, adică anul nou. A zecea zi este ziua ispășirii. Aceea este zi de post național, zi în care Dumnezeu curăță definitiv păcatele noastre. Iar din a 15-a zi până la a 21-a de zi, este sărbătoarea corturilor, care ține șapte zile plus una și îi spune că până în cea din urmă zi, a opta zi, deci finalul sărbătorii corturilor, deci iată, 21 de zile au stat la Ierusalim, au studiat, au cântat, s-au rugat și s-au închinat lui Dumnezeu. O, un seminar întreg ar putea să acumuleze 10 puncte pentru un program universitar. Au stat și au studiat Cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem cum se termină această lucrare. Și în ziua a 24-a, deci după terminarea întregului program, fiii lui Israel s-au adunat cu post în saci și în țărână și au citit din cartea legii. A patra zi citeau, a patra zi mărturiseau și apoi se închinau. Acum urmează îndreptarea căilor vieții lor. După ce au citit, după ce au înțeles, după ce au știut să despartă clar binele de rău, acum are loc o mărturisire extraordinară în care Ezra și Nemia prezintă înaintea lui Dumnezeu întreaga istorie a mântuirii, începând cu Abraham, părintele lor, cu Moise, marele eliberator din. Robia babiloniană, cu Canaanului, cananului, apoi momentele de urcare și coborâre, de pocăință și de idolatrie care au urmat așa, s-au succedat într-o sinusoidă neplăcută, reprezintă și pe acestea, darea legii și după toate Greșelile și păcatele lor, gândiți-vă că imediat după darea legii a fost vițelul de aur și apoi alte și alte momente triste, ei recunosc, tu ești un Dumnezeu al iertării, milos, îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și nu i-ai părăsit chiar când și-au făcut un vițel turnat. Chiar atunci nu i-ai părăsit. Cât de bun e Dumnezeul nostru. Poți să spui și tu acest lucru. Ai văzut în viața ta cum Dumnezeu te-a ajutat și nu te-a părăsit. Chiar atunci când tu ai greșit, când eu am greșit, eu am văzut. Și nu am cuvinte de mulțumire pentru Dumnezeul meu, cât de bun a fost cu mine când eu am greșit. Iar în finalul rugăciunii merge mai departe și spune Tu ești drept în tot ce a venit asupra noastră, pentru că tu ai făcut potrivit adevărului, iar noi am păcătuit. Observați, rugăciunea lui Ezra și Neemia se clădește pe aceiași doi piloni. Tu ești bun, Doamne, tu ești milos și în același timp tu ești și drept. Nu putem să facem o reformă. Nu putem să creștem. Nu putem să fim mântuiți dacă nu vom ține cont de cele două elemente. Dreptatea și bunătatea. Dumnezeu își arată bunătatea îndelung și îndelung și îndelung. Dar, în final, va trebui să-și pună în aplicare dreptatea. În final, va trebui să spunem drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. După ce au făcut, au studiat și au înțeles adevărul, după ce s-au pocăit și s-au bucurat de iertarea lui Dumnezeu, după ce au înălțat dreptatea lui recunoscând că Dumnezeu este drept, în final, noi facem un legământ statornic, îl scriem, și că căpetenile noastre, leviții noștri și preoții noștri îl pecetluiesc. Urmează legământul. Acesta este punctul final. Vă ce la adunare, asculți, înțelegi, parcurgi Biblia, pasul absolut obligatoriu este legământul. Vreau să închei legământ cu Dumnezeu. Ei atunci îl încheiau prin tăierea prejur. noi astăzi îl încheiem prin botez prietene dacă n-ai încheiat încă un legământ cu Dumnezeu du-te înaintea Lui și spune Doamne vreau să fiu copilul tău și tu să fii părintele meu vreau să închei acest legământ prin botez așa cum tu ai poruncit apostolilor tăi Dumnezeu să se ajute la aceasta și urmează apoi o listă cu toți cei care și-au pus semnătura pe acest legământ. Dar, ultima parte, partea practică. Închei legământul, dar trebuie să dai la o parte tot ce nu este corect. Ei s-au hotărât să îndepărteze toate lucrurile care au fost greșite în viața lor. Și iată ce spune. Nu vom da pe fiicele noastre, popoarelor țării, și nu vom lua pe fiii lor pentru fiii noștri. Despărțirea de lume, ieșiți din Babilon, nu vom da și nu vom lua. Nu vom cumpăra de la ei în zi de sabat sau în vreo zi sfântă. Vom respecta sabatul, semnul legământului. Punctul 3. Vom lăsa pământul nearat în anul al șaptelea și vom ierta orice datornic în anul al șaptelea. Minunat. În fiecare al treilea an vom oferi o parte pentru Domnul, adică a treia parte dintr-un ciclu. Și ultima parte, ne vom plăti zecimea din ogorul nostru, din munca noastră, din tot ce facem, vom aduce zeciuala la casa Domnului. Un om care încheie un legământ, este un om care îl respectă și își ia angajamentul să țină aceste lucruri. Prieteni. Dacă evreii mai sunt astăzi, sunt pentru că Ezra și Nemia au făcut această lucrare. Pentru că au avut niște conducători extraordinari. Unul spiritual, cultural și celălalt administrativ. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care își pun inima să studieze, să prezinte Biblia în fața familiei, în fața poporului, să încheie un legământ și să respecte regulile legământului. Dumnezeu să vă ajute să vă înscrieți în această listă. Și până data viitoare, vă doresc numai bine!